va mântui Dumnezeu din alte confesiuni religioase sau doar numai pe adventiști? Cred că avem o problemă. Modelul nostru în legătură cu denominațiunile este cam cum sunt degetele mele acum. Adică o denominațiune aici, una este aici, una este aici, una este aici. Și apoi, ca să schimbi traseul, trebuie să sar de aici aici și de aici aici și de aici aici. Cam așa gândim, da? E drept sau nu? Vreau să vă mai prezint un alt model. Modelul ăla care este prezentat în Marea Luptă. În Marea Luptă, modelul nu este așa, ci este un model telescopic. Știți cum este modelul telescopic? Ai o antenă atât și, pe urmă, tragi de vârful ei și se mărește. Ăsta e creștinismul. Creștinismul pornește de la mic la mare. Are o bază și apoi de pe baza aceasta crește până la un nivel, apoi se dezvoltă până la alt nivel, apoi se dezvoltă până la alt nivel. Dacă luați modelul acesta din Cartea Apocalipsei, primele trei capitole, veți observa cum Dumnezeu merge în felul ăsta și spune: uite, bisericii din Sardes, vă rog frumos, luați-o în serios, întorceți-vă la dragostea din tâi. Dacă nu, vă voi lepăda și voi merge mai departe, voi merge mai departe cu o rămășiță, cu un alt grup de oameni. Și după Efes a fost Smirna. Și spune același lucru, Smirna merge mai departe, dar Dumnezeu spune același lucru și acestei perioade. Și așa mai departe. Aș vrea să fiți conștienți de faptul acesta că noi, sub numele ăsta de adventiști de ziua șaptea, n-am inventat totul noi. Noi n-am descoperit totul din Sfânta Scriptură. Noi avem o zestre, noi avem o rădăcini foarte puternice care vin din tot creștinismul. Adică noi avem doctrine care stau foarte bine în Biserica Ortodoxă. N-avem nicio problemă. Trinitatea de acolo vine, corect? Avem doctrine care stau foarte bine în Biserica Baptistă. A? Botezul. Când este vorba de descoperirea Domnului Iisus Hristos, mergem înapoi unde ai spus tu. La Luther, Calvin și așa mai departe. Deci, Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează continuu în istorie pentru ca adevărul să crească, să devină eficient și la un moment dat să devină eficient pentru vremea în care trăim astăzi. Noi credem că așa numita Biserica Adventistă de ziua șaptea vine în lumea creștină cu provocări noi care țin de Sfânta Scriptură, pe care ceilalți nu le reprezintă sau nu le-au înțeles. De pildă, dincolo de tot tezaurul creștin pe care l-au ceilalți, Biserica Adventistă de ziua șaptea face creștinismul atent la legea lui Dumnezeu, pe care creștinismul a pierdut-o. În mod special la sabat, pe care creștinismul l-a pierdut în secolul IV și de atunci nu-l mai recuperează deloc. Face trimitere la sanctuarul ceresc. Înțelegeți? Adică noi am dorit ca ceea ce noi am înțeles să oferim mai departe întregului creștinism care are nevoie de așa ceva, mai ales în ultimul timp sau în ultima perioadă în care noi trăim. Dacă avem concepția asta, atunci evident că Dumnezeu lucrează în toată lumea. Dumnezeu lucrează cu oricine îl iubește pe El. Care e diferența? Diferența este că unii dintre noi
am rămas în urmă? Alții poate am luat-o înainte? Și datoria este să ne ajutăm reciproc unii pe alții. Știți unde apare problema și vina? Că este și o vinovăție aici, pe care o vom ilustra în seara asta foarte serios. Problema apare în momentul în care cineva vede lumina din cuvântul lui Dumnezeu și o pune sub obroc. De aici apare vinovăția. Când gestul ăsta apare și se instalează în viața cuiva, atunci persoana respectivă luptă împotriva luminii și el devine fiul al întunericului, spune Sfântul Apostol Ioan. Dacă în creștinism, indiferent de unde suntem, n-ar fi tendința aceasta de a pune lucrurile sub obroc și de a ne împotrivi luminii, atunci Dumnezeu ar face o lucrare fantastică în mijlocul creștinismului, oferindu-ne toată lumina de care avem nevoie, pentru ca în generația asta a sfârșitului, creștinii să aibă toată puterea de care au nevoie pentru ca să facă față valului de imoralitate care se ridică azi. Să facă față tuturor tendințelor care sunt astăzi pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu. Lumină există. Adevărul există. Duhul Sfânt lucrează în lume. Important este să nu ne împotrivim adevărului. Asta este marea noastră provocare. Nu știu dacă... Întrebarea este foarte bună și nu știu dacă am răspuns de plin. Dacă mai este vreo portiță care nu s-a rezolvat, te rog să-mi spui. Este cumva, n-am fi noi adventiștii exclusiviști, că zicem doar noi vom fi și altcineva nimeni. Dar nu zicem. Asta e, că noi nu zicem lucrul ăsta. Noi zicem că Dumnezeu ne-a încredințat nouă cuvântul Său, cum a încredințat-o și celorlalți, iar noi, din cuvântul acesta, încercăm să ajutăm toată lumea cu acele părți ale Scripturii care au fost respinse datorită faptului că s-a respins lumina. Și atunci, noi suntem o mișcare ce ne adresăm creștinismului întreg și lumine creștine, cu această lumină a adevărului Dumnezeu și spunem, primiți lumina aceasta. De mântuit, Iisus Hristos mântuiește, este foarte clar. Cine va fi mântuit? Dumnezeu judecă, foarte limpede. Și Sfânta Scriptură spune că fiecare va fi judecat în funcție de... Poftiți? De cât a cunoscut. Dragii mei, desfrânata Rahav, vă aduceți aminte? Ea a fost salvată pe baza a ce? Pe baza credinței ei. Dar cât știa desfrânata Rahav în legătură cu viața morală pe care Dumnezeu a pus-o și o cere oamenilor lui? Foarte puțin. Ea minte în momentul în care ascunde pe iscoade. Foarte mulți creștini o judecă și spun, ia uite, ăsta este nivel de neprihănire. Dar ea atâta știa. Iar Dumnezeu, la nivelul ei, a apreciat cât a știut. Încă o dată, pericolul este ca eu să zic, atâta știu, dar nu vreau mai mult. Când eu zic, nu vreau să știu mai mult, în momentul în care spun, dacă aș ști mai mult, aș putea să fiu judecat mai aspru și nu vreau să știu mai mult, în momentul acela este o strategie pe care am învățat-o de la cel rău. Acum, haideți ca să nu aveți impresia că eu vorbesc de la mine, dați-mi voie să vă citesc ce zice Domnul Iisus Hristos. El zice treaba asta. Uitați, Ioan capitolul 3, versetul 19. Judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci marea problemă e că iubești întunericul. Marea problemă este că nu iubești lumina. Nu te juca cu astea două.
Dumnezeu încă bate la ușa fiecărui om. Dumnezeu încă cheamă pe fiecare om la lumină. Dumnezeu încă face efortul să ne câștige. Nu te juca cu lumina. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină. Din ce cauză? Ca să nu îi se arate faptele. El stă la întuneric în colțul lui de umbră să nu-l vadă nimeni. Ăsta este reflexul nostru. Dar Dumnezeu vrea să ne scoată de aici și vrea să ne pună înainte lumina Lui, pentru ca în funcție de lumina Lui să ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Asta este ecuația luminii. Da, mulțumim foarte mult.